Incendiul a izbucnit luni într-un bloc situat pe strada Republicii din Ploiești, în zona din apropierea catedralei. Incendiul a avut loc într-un apartament situat la etajul al șaptelea, ceea ce a făcut ca intervenția salvatorilor să fie una dificilă. Inițial s-a crezut că este vorba despre o explozie urmată de incendiu, însă ulterior, după ce pompierii au ajuns la fața locului, au constatat că bubuiturile au avut drept cauză mai multe recipiente de tip spray. După localizarea și stingerea incendiului, pompierii au constatat că acesta a izbucnit de la mai multe lumânări lăsate aprinse. În urma evenimentului Fericit o femeie în vârstă de 70 de ani a suferit arsuri pe mâini și pe față. Victima a fost asistată medical la fața locului și transportată la spital.